Să fie Domnul Isus. Frați, scump, în Domnul, fratele Florin, care a spus El că a învățat multe de la mine, a avut timp, că nu știu exact câți ani, el m-a portat cu mașina în misiunile mele până în România. Poate ar fi fost vreo 5-6 ani, nu știu. Am mai avut pe neluțul Rad de la Cujir și la 7 ani m-a portat cu mașina. Nicu Cosma de la Bărăbanț m mai purtat cu mașina și alții. Dar toți ăștia au luat benzină și-au umplut bine buteliile și astăzi sunt pastori. Măriți să fie domnul! Dar, iubitul meu, Florin amintea despre rugăciune. Auziți ce zice și Apostolul Pavel către Timotei cu privire la rugăciune. Uitați ce zice el. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni. Măriți să fie Domnul. Așa că, dacă te doare măseaua, fă rugăciune. De te doare dintele, fă rugăciune. De te doare spinarea, un picior, stomacul, fă rugăciune. De trebuie să cosăști iarba înainte de a pune mâna pe coasă, fă rugăciune. Dacă trebuie să speli haine, înainte de asta, fă rugăciune. Dacă trebuie să faci mâncare la bucătărie, fă rugăciune. Dacă trebuie să mături în casă, înainte de toate, Fă rugăciune! Fă rugăciune dimineața când te scoli înainte de toate. Fă rugăciune înainte de a te pune în pat. Înainte de toate să faceți rugăciune. E îndemnul Apostolului Pavel. Îl puteți crede că Apostolul Pavel o vorbi de la Domnul? Amen. Atunci ce urmează? să faceți ce zis. Să facem ce zis. Cu toții. Tare minunată e rugăciunea. O cântare zice, rugăciunea te poartă printre stele și te ajută în clipele cele mai grele. E minunată rugăciunea. Slăviți să fie Domnul Isus. Acum, obiceiul meu e ca să mă ocup de altfel de prima citire citită în seara asta de preubitul frate păstor Vasile, ca pe mine, și da. Slavă Domnului! Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De atâtea ori, când treci prin nevoi, să se pare că ești singur, dar El e aici. Măriți să-i fie numele. Eu am trecut prin momente grele în viață, dar El m-a instruit, El a fost aci. În timpul cu regimul fost dinainte, într-una din zile îmi zice Duhul Sfânt, în ziua când va sufla tare vântul, să intri în post, și să te rogi când în aceea vreau să te ajut. Măi, a trecut ianuarie, că asta s-o zis pe la anul nou, și o bătut vântul, dar nu tare. O trecut jumătatea lui februarie și cam februarie zvânturi, dar nu tare. Mă pe sfârșitul lui ianuarie, într-o noapte, așa bătut vântul de cu putere, de mi se părea cum aveam și un coș, un horn înalt de la o centrală, din asta cu cărbuni, cu care să încălzea birouri acolo, am crezut că îl rupe tot. Așa urla vântul. Am adus aminte, și aducându-mi aminte, am început să mă rog, am început să stau înaintea Domnului. Și mi-a dat și o cântare a cărui cor zice Noaptea, luna ta atunci va fi tot întreagă. Ziua, soarele la miază, dar nu te va mai bate arșița și nu ți va mai scădea credința. Tot în jurul tău vor fi cu tine în pace și dușmanii cei mai mari nu ar avea ce să face. Mărit să fie Domnul! Și când au fost pe la două sau trei, primesc o veste că mă așteaptă în locul cu tare, niște chestionari din ăștia. Dar Dumnezeu așa mi-a dat o biruință în ziua aceea, mărească i să numele. Și a fost minunat. Dumnezeu nu lipsește în nevoi. Am trecut printr-un accident în care înaintea noastră erau 60 și vreo 4 de mașini toate bătute de oaltă. În apropiere de mine, coborâsă de pe banda care mere, banda care mere către Toronto, și de acolo, alunecând, au trecut și șanțul și au lovit în ăștia și au zvârlit peste râpă încolo. Oameni sparți, oameni prinși în fiere și eu cu mașina, cu fratele care am fost, am ajuns la o palmă de n-am intrat sub un trac mare și cei din spatele meu s-au oprit de nodat în noi, dar și cei alalți din spate s-au bătut de o Până când au venit elicoptere pe sus și ambulanțe pe jos și cât tot, militar și tot, doamne, medici. Până atunci m-am dat jos, aveam și o pătură cu mine, cum eu la drum luam totdeauna ceva așa, în față găsesc o doamnă, mașina toată era lovită din toate părțile și e prinsă în ușa care s-a strâmbat peste ea, și era numai într-un jerseuț croșetat de el. Nu puteai să o scoți, nu aveai ce face. Și am învelit-o cu pătura aia. Și am mers pe drum înainte și am numărat, cum am zis, 64 de mașini zdrobite în fața noastră. Și noi am scăpat. Dumnezeu este ajutorul și sprijinul nostru în nevoi. El nu lipsește niciodată în nevoi. Mărească-să Domnul! Am plecat de aici, la Budapesta și am luat avionul și când am ajuns peste ocean, Duhul Sfânt m-a făcut să fiu atent și am văzut soardezele cu lacrimi în ochi, umblând prin avion, am pus mâna pe una. Ce se întâmplă? Fratele Candale era pe ultimul scaun. Frate Hozane, mâna, nu-i voie, nu-i voie. Hai mă încoace să vezi ce zice femeia asta. Și aia spune că a primit un telefon că avem bombe cu noi. Și da, nu cred, o fi ceva farsă că nu nici niciun nume. Nu avem. Păi, atunci au crezut că eu sunt pirat al aerului. Po cum, de unde știe? Po Duhul Sfânt ne-a spus. Po cum? Apoi nu știe ea de Duhul Sfânt. I-am lămurit pe ea, apoi pe șefa soardeze, aia s-a la capitanul, i-a spus, și capitanul spune, cum să scăpăm? Duhul Sfânt o zis, dacă ne rugăm, mult scăpăm, dacă nu, ce să alege de noi. Și ce să facem? Nu am văzut că se întoarce avionul pe ecrane. Unde vreți să mergem? Păi la Londra nu se poate, până la Londra suntem cenușeni unde mai aproape. Și am ajuns în asta, unde e Dublin, capitala, în Irlanda, la două aeroporte. Nu putem să vă primim, noi nu suntem echipați pentru așa ceva și ne-am împins spre insula de gheață. Și de acolo, Capitanul de zbor, SOS, 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 la un moment dat strigă. Oameni buni, rugați-vă! Dacă totul decurge bine, în 25 de minute atindem solul. Dar el s-a sus, 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 sus de tot. Și de acolo proiectat avionul așa în cap. Eram nu chiar cât în corabia lui Pavel dar avea multe bagaje, pe atunci un om duce și 100 de chile și cât avea nevoie, tot ducea cu avionul. Greutatea avionului, greutatea carburantului, greutatea meselor, greutatea apei, greutatea bagajelor noastre, oamenii, pasageri, 200 și nu știu câți, și apoi personalul de pe avion, toată greutatea asta o proiectat -o în cap, așa ia. și cu motorul e la maxim, am coborât printre păturile de nor ca o diulea. și am ajuns pe o pistă în presbici, regiunea Glasgow, în Scoția. Și aia era 2 km băgată peste ocean. Și acolo, și apoi ne-au dus prin spatele aeroportului, și acolo era tot felul de arme ne aștepta. Și ne-au dat jos. Dumnezeul nostru este, cum zice aici, vedeți, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Atunci să fi văzut când eu, cu nevasta Candale, cu nevasta și un frate lăcătuș de la baptiș, cu nevasta, noi bărbați ne-am adunat la oaltă și am început să ne rugăm dar nu așa, ne-am rugat cu strigăte mari înaintea Domnului să fim salvați. Apoi să vezi ce culori făceau fețele oamenilor. Și după ce ne-am dat jos și ne-au pus toți acolo într-un colț, tot câte unul se răsturna, atunci au apucat frica morții pe mulți. Vedeți? dar Dumnezeu nu lipsește în nevoi. Numai să-L chem. Ai tu ne necaz în casa ta. Po cheamă-L. Și când îl chem, nu te ruga așa ca și cum ai vrea să scapi de o datorie. Aia nu-i rugăciune. Rogă-te! și lasă să curgă lacrimi, roagă te și inima să nu ți se tulbure, să nu zici, vai, dacă nu mă ascultă, nu așa, să crezi ce te rogi, să crezi ce ceri, când cereți ceva, să credeți că ați și primit, atunci îți aveam. Mulți zice, eu mă rog, nu știu de când, dar Domnul pe mine nu m-a botezat. Odată am fost pe albini, era atunci, a, pare că da, vereș, și hozane, scurt, scurt, și să te duci jos în pivniță, vezi, mă, cum eu zis că vor mulți să se raje. Mă, mă, tot în beciu ăla, mă. Bine, m-am dus. Când m-am dus, puhoi au coborât acolo. Toți ăștia vreți Duhul Sfânt? Da! Nu uite ce cei. Eu n-am timp să stau cu voi. Credeți că puteți primi? Da! Nu, no, să se va vedea. Dar eu nu stau lângă voi. Voi trebuie să credeți, mă, dacă ați venit. Nu veni la stăruință odată de două, de zece ori. Între ei acolo era unul care 42 de ani o stăruit tot timpul și nu a primit Duhul Sfânt. Și acum ajung, cum ajung, mă rog, Domnul botează. Ajung și la ăsta, n-am știu cine e cei cu el. Când pui mâinile pe el, strig odată la el, cască gura, mă, crede, vino Duhul Sfinte. În dat au vorbit în alte limbi. În 20 și de minute sau 5, 25 de minute, au fost 22 de inși botezați. No, ăștia au crezut. Voi, când veți crede, veți primi. a ieșit afară. Când o să-ți la învon... Verești, da, nu ți ai dus la stăruință. Am fost, mă. Cum ai fost? Am fost. Și o boteza, domnul, ce o, ce, pe cei ce au crezut. O pe cine? Pe treabă -i. Când ridicați mâna, 22, dar întreia și și ăla de 42 de ani. Mă, și pe tine ce o boteza Domnul? Da! Mă, eu am crezut când te botează Domnul, pe tine botează tot Clujul. De 42 de ani, tu la toate stăruințele. Dar ce a putut fi? Ce Hozan o da Duhul Sfânt? Nici de cum. Duhul Sfânt îl dă Hristos, a lui să fie slava. Dar nu îl la cine să joacă cu rugăciunea, la cine să joacă cu gândurile lui, la cine să joacă în vorbe. Cum să-l înduplec eu pe Dumnezeu? Nu, mă, nu. Dumnezeu să uite la inimă. Crezi? Te onorează. Dacă zici poate că nu mă botează acum, fii sigur că atunci nu te botează. Sub poate că el nu lucră. Dar la fix cred, atunci te botează. Domnul să vă binecuvinteze. Și în timp când stăm aici, dacă ai credință, simți pe Duhul Sfânt, scoală în picioare și strigă în limbi noi. Nu trebuie cineva neapărat să pună mâna pe tine, nu trebuie cineva să spună, nu, fă așa sau așa. Crede și strigă în alte limbi și Dumnezeu te va umple cu putere. Măriți să fie Domnul! Dumnezeu nu lipsește în nevoi. Ai nevoie de asta? Crede! Ne vom ruga pentru bolnavi, spune fratele prea dar și la bolnavi. Și cel ce se roagă trebuie să creadă, dar și cel care e bolnav trebuie să creadă. Și când cele două gânduri pline de credință se întâlnesc aici, vindecarea se întâmplă, măriți să fie Domnul. Dar dacă unul crede și el al de-abia începe sau nici că nu poate crede, atunci nu se întâmplă mai. Iisus să ne umple de credință că Dumnezeu nu lipsește în nevoi. Eu am simțit și până aici pe Domnul prezent. L-am simțit la rugăciuni, l-am simțit în predica ținută de Florin, la simțit că i prezent, mărească-i să numele. Și dacă i prezent, atunci fii atent, tu trebuie să fii prezent. Nu cumva tu stai pe bancă aici și te gândești ce să cumperi mâine, nu știu unde, apoi atunci deja ba. Chiar dacă ar urla și ar spune gavalurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții, este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. cine e cel prea înalt? Ce persoană e cel prea înalt? Știți sau nu știți? N-ați învățat încă. Dumnezeu Tatăl, e sub numele în evreiaște de El. Noi îi zicem Dumnezeu, Dumnezeu Fiul în Vechiul Testament este Jehova. Noi l-am primit sub numele de Isus, ca așa l-a botezat Tatăl Ceresc și ce a spus la înger. Nu? Dar în același timp Duhul Sfânt e cel prea înalt, cum a zis Arhanghelul către Maria. Duhul Sfânt te va prea umbri și fiul care se naște din tine va fi chemat fiul celui prea înalt. Că Duhul Sfânt e de viață. Mărească-se Domnul Iisus. În felul ăsta, dragii mei, când citim, să știm ce citim, nu să fim inspirați de martorii lui Jehova, Dumnezeu Tatălui Jehova. Nu, dragă, în deșert vorbește asta. Jehova, Iahve, Iosua, Iosua, toate acestea sunt mântuitor, medic, ocrotitor și e Iisus slăbit să-i fie numele. Dacă veți citi și pe cum îi zice la asta pe internet, care începe cu W, Viplex sau nu știu cum, Pa acolo când ceri ce însemnează Jehova, ceva tot duce până când în cele din urmă spune și ei, tot ca mine, Jehova e Iisus, măriți să fie numele Lui. De aceea în Noul Testament nu este scris Jehova, niciunde că Jehova era cu noi. Dumnezeu e cu noi. Măriți să-i fie numele. Și El e Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. În vechime a fost Dumnezeul lui Israel. El era cel ce sprijine pe poporul evreu. Lupta pentru el, îl scotea din nevoi sau îl pedepsa după caz. El, Jehova. Dar în Noul Testament, Pavel ne spune, Dumnezeu l-a făcut pe El, pe Jehova. Domn și Dumnezeu pentru noi. mariască i se numele. Și acesta e Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Ăsta nu lipsește în nevoi, ăsta te privește oriunde ești îți privește și gândurile. Și dacă în gândul tău ai ceva de a spune, el știe înainte de a vorbi pe gură ce ai gândit în gând. Mărească-i să numele. El de departe ne privește și știe ce gândim și știe ce avem de a vorbi. Ba, știe și mai mult, pentru că închea lui e totul descoperit, nimic nu-i ascuns de el. Pentru că el este cel care a făcut lumea. Ne spune în Sfântă Evanghelia lui Ioan, capitolul 1. Lumea a fost făcută prin el. Și tot ce este a fost făcut prin el. Dar lumea nu l-a cunoscut. El este Dumnezeul ascuns, ne spune și în Coloseni, 1 cu 26 acolo la vale. Vreau să zic, taina ținut ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților săi, nu la toată lumea, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscut care e taina asta? care e taina ținută ascunsă? Pe care nu au putut să o cunoască evreii, pe care nu au putut să o cunoască prorocii, vorbea de ei, ce ținta cercetărilor. Dar nu pentru voi, e pentru ăia care vor veni și pentru noi este mărit să fie Domnul. Dar numai la care Dumnezeu a vrut să descopere. Nu tot știe. De aceea, Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, cum începe acolo? Vreau ce? Cum zice? Vreau să. 2 Corinteni, capitolul 5. Așa. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească, știm în adevăr, noi știm în adevăr, dar o lume întreagă nu știe. Ce știm noi? învățați în nu știe. Ce știm noi? Teologii mari nu știe. Ce știm noi? Noi știm cine e Hristos. Mari teologi se frământă, se apleacă, scrie manuale, cărți, dau examene și nu știe cine e Hristos vorbesc de el, dar nu-l cunosc. Și unul care nu are nicio clasă, dacă vrea să-i se descopere Dumnezeu, să vezi, mă, ce știe ăla când își cască gura, mărit să fie Domnul Isus. Și ăsta e un lucru mare de tot. Poți să înveți școli, e o minunăție să ai școli, dar e o minunăție când te duci la școli să te duci ca Iisus în pustie. Cum s-a dus Iisus în pustie? Plin de Duhul Sfânt. Și apoi când o venind în pustie, Luca zice că a venit plin de Duhul Sfânt. Așa la școli, mai. dacă te duci să faci teologie, să fii plin de Duhul Sfânt. Atunci teologia te echipează și poți să alegi dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, poți să ești un profesor bun, poți să ești un lingvistic bun, poți să ești un predicator care să te laude oamenii, dar tu nu-l cunoști pe Hristos. Nu-l cunoști pe Hristos. De aceea se întâmplă atâtea cazuri. În care noi ne plângem, vai mă, și ăsta a făcut așa ceva. Doamne, n-am crezut de cutare. Păi n-ai crezut, că n-ai știut, că dacă-i pus într-o funcție, el neapărat e Hristos în el, nu? Hristos în voină, deși de Nu slabii. Numai așa ajungi la cer, dacă-l ai pe Hristos în tine atunci predica ta lucră, atunci rugăciunea ta cu efect, atunci cei ce te ascultă să pocăiesc, măriți să fie Domnul. Joi am fost în Craiova, s-au adunat mulți acolo și am întrebat la un moment dat, cât sunteți frați ortodoxi aici? Au ridicat mulți mâna. Și atunci m-am aplecat și le-am vorbit din crez, din credeu, că îl l știe ei. Deja vă spui eu versetul și capitolul, că pentru ei aia nu-i nimic. I-am vorbit din credeu. Ce zice credeu? Cum spune el așa de frumos în articolul 8 a credeului? Mărturisesc într-un botez spre iertarea păcatelor. Hai să vedem, puteți mărturi să botezul. Păi, nașa, pe păi nu nașa, mă, tu poți mărturi să pe păi preotul, pe cum l pe preotul care te-a botezat? Păi, de -o să știu? Pe cum a fost ziua în care te-ai botezat? Păi, nu știu. Pe ce te-a întrebat botezătorul? Păi, nu știu. Păi, ce ai răspuns? pe ce să răspund? Că am fost nu știu nimic atunci botezul tău e nul, mă! E o înșelăciune completă. Nu valorează nimic. Cu Dumnezeu tu trebuie să faci un legământ, trebuie să scaști gura și apoi le-am spus, eu știu, eu pot mărturisi într-un botez. Eram pe malul Ariașului la Turda și am spus cum eram îmbrăcat, am spus câți eram am spus că eu de frică am tot rămas la coadă. În urma mea a rămas un bătrân de 89 de ani. Eram 22 de persoane în 22 iulie 1956. Și uite, că ziua era o zi toridă, care cășoane au ridicat mâna asupra mea. Tânărule Hozan, tu crezi în Dumnezeu Tatăl, da, Crezi în Isus, Fiul Tatălui, Mântuitorul Lumii? Da! Crezi că jertfa Lui a fost depusă și pentru tine? Da! Crezi că ți-a iertat păcatele? Da! Pa cât vrei, cât timp vrei să-i slujești tu pe Isus în urma acestui legământ? Până la moarte! Atunci El care m-a învățat, ții mâinile, uite așa, la botez și cu degetele astea două acoper nasul când te slobod în apă, ca nu cumva când te ridic să-ți între apă pe năr să te apuci de tușit, să te neci. Așa am făcut. Și cu mâna stângă m-a ținut de aici, mâna dreaptă era asupra capului și când a gătat în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, eu te botez, a pus mâna aia la altă după cap, de asta m-a ținut de mâini și m-a băgat sub vălul apii și am ieșit înapoi, lăsând din în urmă lumea, preteniile, năravele, vorbele triviale și o ființă nouă să slujești pe Hristos. Eu pot mărturisi asta, care din toți ortodoxi care ați ridicat mâna, puteți să mărturisiți ceva despre botez. Apoi nu putem. Apoi care vreți de azi să ajungeți la botez și să intrați în legământ cu Hristos? 15 persoane au venit în față. Măriți să fie Domnul. Dragii mei, peștele, tu nu-l poți prinde cu petricele porumbei, deja mai băga ață într-o petriceacă, nu ți-o înghite. Dar bagă într-o babă de cucuruz, ca pe el înghite și al tău. Așa că caută să vorbești oamenilor după ei, nu după ce știi tu. Măriți să fie Domnul! Frați scumpi în Domnul Isus, vedeți ce zice aici cuvântul? De aceea nu ne temem! chiar dacă s-ar urla valurile mării și s-ar revărța și s-ar scutura, s-ar zgudui munți în inima mărilor, pe când se zguduie munți în inima mărilor, se produce, cum îi zice ăla, cum? Zitare sau și Așa, tsunami. De ce va zice tsunami? Probabil că sună apele. Dar ce interesant, când a fost în Indonezia tsunami, pe mal erau girafe, erau elefanți, mai încolo erau alte diferite animale, dar alea au luat-o toate la fugă. Și blăstămați de oameni goi, care erau mulți goi de tot, n-au știut nimic. Să-mi de ce fug animalele. Dar ele au simțit, ele au fost anunțate. Fugit și pe oameni o necat în sălbătăcia și în spurcăciunile lor. Vedeți? Când au venit aici cu tremurul, atunci la păduri, căprioarele și astea, toate au ieșit în poieni, au ieșit la larg, să nu-i lovească lemnele când se cutremură pământul. Dar oamenii nu știu nimic, mă. De multe ori oamenii sunt mai închiși la minte decât animalele. Un câine știe cu o săptămână, două înainte când îi moare stăpânul. Un cal știe când îi moare stăpânul, nechezează și se poartă rău. Și stăpânii bat câinii, bat animale de ce fac gură? Și ele, săracile, vrea să te anunță că ele văd mai mult ca tine. Tu nu vezi un înger, ele văd. Tu nu vezi solul morții, ele văd. Și ele pot să te anunță dacă ai minte să le pricepi. Dragii mei, Dumnezeu nostru o creat toate creaturile cu înțelepciune și au pus în ele înțelepciune. La om i-a dat înțelepciunea asta care deosebit de animale, să deosebească binele de rău, să aleagă binele și să lepe de rău, să se lipească de Dumnezeu și să despartă de satan. Dar oamenii nu vor asta. Oamenii stau închiși în doctrine, stau închiși în nărabe, stau închiși în câte toate. Apoi, trebuie aia și aia să faci. Dar el nu are siguranța mântuirii. Și pe mulți pocăiți, când îi întreb, mă, tu ești mântuit? pe numai Domnul știe, păcat de tine că tu nu știi. Păi de ce te-ai botezat? Păi de ce ai cerut Duhul Sfânt? Păi de ce vorbești în alte limbi? Păi de ce predici, măi, dacă tu nu știi că tromeri? Măriți să fie Domnul, că toți trebuie să știm, am pornit cu Isus pe cale către rai. Mărească să numele Domnului. De aceea, aici ne spune, este un riu ale cărei zboare în veselesc cetatea lui Dumnezeu și Sfântul Locaș, a cui ăsta? A locuințelor celui preanalt, adică a cui? A locuințelor Duhului Sfânt mărească-i să numele. Și cine sunt locuințele astea? Fratele ăsta, fratele ăsta, eu prin har, frații, surorile, tineri, bătrâni, în care locuiește Duhul Sfânt, păi este un riu care iese de sub pragul casei lui Dumnezeu și ăla înveselește inimile care îl poartă pe Duhul Sfânt în ele. Înveselește locuințele din locul ăsta. Mări să fie Domnul Isus și Duhul Sfânt e în noi și cu noi până la sfârșitul viacurilor. Ce minunat zice aici, este un râu ale cărui în înveselește cetatea lui Dumnezeu. Sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Tot ăsta e locașul și locuințele suntem noi. Și toate aceste locuințe locuiește Duhul Sfânt în noi, nădejdea slavei. Glorie Domnului Isus Hristos! Dumnezeu este în mijlocul ei, Ia nu se clatină, Mări să fie Domnul. Păi nu trebuie să vă tulburați, nu trebuie să vă clătinați. Cum zice în Ioan 14, să nu vi se tulbure ce? Inima. Aveți credință în Dumnezeu. De ce să ai tu credință în Dumnezeu? Dumnezeu este o persoană abstractă, este o persoană care locuiește în locurile prea înalte. După știința de azi, el locuiește deasupra cerurilor. Or ceruri ca ăsta pe care noi îl vedem cu lună, soare, stele, nu știu eu, e numai unul. Și știința de azi documentează că sunt șapte miliarde de ceruri din astea. Și Dumnezeu e acolo deasupra. Și salmistul zice că el privește de acolo să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. Atât e de mare puterea lui, atât e de mare înțelepciunea lui, că te vede pe tine cum stai aici mă vede pe mine cum stau, mă aude ce vorbesc, îmi măsoară cuvintele, îmi măsoară intelectul și dacă i nevoie, el picură acolo, mărească-i să numele și atunci noi ne bucurăm că aia vine de supragul casei, aia vine din râul ăla care îmi veselește Sfântul locaș al locuințelor celui preanalt cel preanalt locuiește noi și toți la oaltă formăm casa lui Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului! Nu ești tu bucuros că ești unul din cei care faci parte din această casă, că ești o piatră în templu Dumnezeului Celui Viu, că ești și tu o breazdă în ogorul lui Dumnezeu, care trebuie să rodești pentru Dumnezeu. Mărească să numele Domnului. Ești bucuros pentru asta? Eu sunt foarte bucuros. Am început de la 16 ani să predic pe Hristos după mintea mea de atunci. Și mă contrazice oamenii bătrâni, mă copile, ar avea Dumnezeu de a ști de toți oamenii. Nu putem să documentez, dar acum pot documenta. Cum din o bucată de fontă zvârlită, ce știu la ce înălțime, în toate limbile pe toți oamenii dirijează. Fii atent, el la stânga, e la dreapta, întoarce-te încolo, încolo, ai ajuns la țântă, aici ai numărul pe care îl cauți cum? Cum nu te uimește asta? Dar cine au făcut astea? Rușii, americanii, evrei, cine au făcut undele astea? Peste le-a făcut Isus de la începutul lumii și le-a făcut de El, sunt făcute și pentru El, a Lui să fie slava. Acum nu mai poate zice nici bătrân, nici tânăr, Că Dumnezeu nu știe, Dumnezeu știe totul, slăvit să-i fie numele Lui și eu sunt bucuros de asta, de aceea umblu în Lui și mă lupt să vestesc Evanghelia până la capătul zilelor mele, dacă se poate, până în ultimul moment, El știe când va fi momentul ăla. Într-o noapte mă durea rău aici, o vână și o coborât în jos pe gât și s-o băga pe aici, așa, în groapa asta, lângă undreaua asta. Și mă durea, îmi băga degetul, mă, era uia așa groasă, tare. Ai, mă, frământam la ea să se moaie acolo, mai simțeam la inimă câte ceva. Și după o bucată de vreme, numai că s-o liniștit, am dormit. Dimineața dau telefon la o bătrână de pe malul mării, sora Tecla, să văd, mai are bănuți, ce mai are și așa, că eu din cărțile care le vând, ajut pe cei năcăjiți, că mie nu mai întrebe bani, eu am și pensă, e prea multă și aia, tu la săraci o dau. Și dacă chiar am ajuns aici, vedeți că la ieșire puteți cumpăra și câte comnie de dolari o carte, că nu mă supăr. de de pot ajuta pe săraci. Slavă Domnului! Doamne, binecuvântă pe toți frață! Ei, vorbind cu aia așa, ea nu prorocește să se puie pe genunchi, să se roage. Ea vorbește cu tine și deodată, chiar acum am primit mesaj din cer. O zis, Domnul Iisus că ți-au lungit zilele. Așa, azi noapte eram de plecare, să vede că. Slavă Domnului! Dar nu dura mult, vine eu, ujeniuc de la e, Suceava, în biserică, ne rugăm acolo cu toți, la gata să întoarcă către mine, frate Pozan, am avut o înștiințare pentru matale. Spune-o, frate Eugeniu, că la ordinarea lui și eu mi-am pus mâinile pe el cu ani mulți în urmă. Auzi, frate Hozan, te-am văzut că lucrai aici pe mal la un râu, curge râu așa și era aici o punte trebuie să treci de partea cealaltă. Și ai ajuns la punte, dar au venit un sol o luat puntea și o mutat-o mult mai sus. Că zis că mai ai de lucru aici, apoi când vei ajunge acum acolo, apoi vei trece puntea. Păi era aceeași lucru cu prorocia prin tecla. Nu? Păi dacă Dumnezeu are de lucru cu mine, eu îi mulțumesc că nu mă lăsa și-o Nu mă scos la pensie. Mai îmi de, de lucru. Și în seara asta m-a chemat preiubitul frate. Bujor, să viu la dumneavoastră și am venit cu drag, că tare de multe ori Duhul Sfânt mi-a dat cuvânt între dumneavoastră, m-am bucurat, am avut lucrări, am văzut lucrări de slavă aici, mărească se numele Domnului și în sara aceasta eu sunt vesel că vă văd. Nu știu dacă vă bucurați de mine, un bătrânoc acum, dar eu mă bucur de dumneavoastră. Și ce mă bucur? Că văd că ascultați cu drag cuvântul. Domnul să vi-l sădească în duh și în minte și în inimă și plin de putere divină să-L slujim până la capăt. Glorie Domnului Isus. Nu știu eu cât e ceasul, că eu nu văd până acolo. Mai merge? Mai merge. Mai merge. Nu am conceas, pregătiți-vă atunci. Slavă lui Dumnezeu! Scumpii mei, frați în Domnul, uitați ce zice mai departe. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în reversatul zorilor. Dar tu te scoli în revărsatul zorilor? în fiecare revărsat de zori, Dumnezeu te cercetează. Știi aia? Apoi înainte de toate, vă îndemn să vă rugați. În revărsatul zorilor, ești îndemnat să te rogi. De ce? Trece Domnul pe lângă tine. Poate nu te-ai sculat din pat, dar măcar și acolo, rogă-te. Și rogă-te cu voce, rogă-te. Sau pune-te pe genunchi în revărsatul zorilor și rogă-te că Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Știi ce zice cartea lui Iov? Că Dumnezeu ne cercetează în fiecare dimineață în reversatul zorilor, El e prezent. Hozane, îți mai dau 24 de ore, mă, nu plătești nimic, nu trebuie nimic, mă, să faci. Îți dau 24 de ore să gândească mintea bine, să vorbească gura bine, să vadă ochii, să audă urechile, să poți purta mâinile, picioarele, nu, îți mai dau 24 de ore. Nu te costă nimic. De gratis ți le dau. Da, nu uita, în cele 24 de ore, cu fiecare bătaie din ochi, te încearcă. Așa zice în Iov, că tu ne cercetezi în fiecare dimineață, și ne încerci în toate clipele, adică în toate secundele. Într-un ceas, tu ești încercat nu numai de 60 de ori, ca ai într-un minut, ci de 60 de ori ori 60 de ori. Dragii mei, Îți dai seama cu cine ai a face? Noi avem a face cu un Dumnezeu care ne veghează. Și dacă umblăm pe calea Lui, El ne binecuvintează. Eram odată frământat tare și s-a apropiat, nu știu, vrăjmașul, slăbiciunea, ce, da în gândul meu, Doamne, mai sunt eu al tău, mai sunt eu mântuit, mai este numele meu scris în cartea Ta, mai... Măi, dar și-am luat o criză de gândeai că cineva îmi smulge sufletul din trup afară. Și am ieșit din casă, am încuiat ușa, am ieșit la poartă, am încuiat-o, am trecut strada, am descuiat ușa la casă, la curtea de adunare, am încuiat-o, casa am descuiat-o, am încuiat-o după mine și m-am dus la amvon și m-am pus cu cotele pe amvon și am început a plânge. Doamne, mă cunoști tu pe mine, Doamne, sunt eu scris în cartea Ta, mă dau oricât mă rugam, tot mai adâncă era criza, tot mai tare mă durea inima, nu știam ce să mă fac. M-am coborât în cote și în genunchi cu fruntea pe podea jos, și strigam și băteam cu mâinile acolo. Doamne, mă cunoști, Doamne, scris eu în cartea ta, dar nu m-am liniștit. La urmă m-am întins cât am fost de lung și m-am tăvălit de la banca aia până la banca aia și înapoi și înapoi și strigam. Mă cunoști tu pe mine? Îți eu scris în carte, Doamne, nu cumva, tu ai făcut minuni. Am văzut în viare din morți, am văzut lucruri mari. ori care au văzut, neputincioși care n-au umblat și am văzut un blind. Am văzut multe, dar nu cumva eu sunt un lucrător pentru un timp și când se gata ziua mea, îmi spui că nu mă cunoști. Doamne, îți eu scris îi numele meu acolo și nu m-am liniștit, mă. M-am sculat în picioare cu mâinile ridicate. Fuga până la ușe, străgând într-una. Fuga înapoi la amvon, Fuga nu știu de câte ori. Și iar am ajuns jos. Și iar am străgat. Și după o perioadă de timp, mi s-a liniștit inima. Am venit, am încuiat ușile toate, viu un casă, ticule, unde ai fost copiii? N-am zis nimic. Tot întreabă copiii, n-am zis nimic. Că eu nu ieșeam din casă nici să mă duc la wc până nu spuneam unde mă duc. Alții ies din casă și să duc în vecin, dar nu zice nimic. Dacă are nevoie cineva de el, nu știi de unde să-l iei. Asta e un lucru urât. Să știți, când ieși din casă, spune unde te duci. Că nu știi ce ți se întâmplă până acolo sau acolo. Am văzut în Sebeș Alba un băiat, Din căpâi era. 20 și ceva de ani. Și el merge pe trotuar ca toată lumea. Și vine un beciznic cu un cuțit în mână. Nu l-a văzut, nu l-a cunoscut, nu nimic. Dar când îi dă una, tocmai aici dă și taie vâna asta. Zbuchea, Ștefan, care era tot din căpână, era în spatele lui. Acum el locuia în răchita. Și îl prinde în brață, dar sângele odată, bucni tot din el și o muri pe loc. acum, dacă ăla n a spus acasă, mă duc la Sebeș, atunci Cine știa unde să apelează, unde să-l mai caute? Păi tu nu știi pe ce ești din casă. Tu nu știi momentul când te pândești un năcaz. Sau te duci pe stradă, cum se întâmplă acum la multă lume. Sănătoși, tineri, numai că în jos și s-au dus. Nu-l mai ai. Dar fă bine când ești din casă, spune unde te duci. Soră, frate, spune la bărbați, spune la soție, spune la copii, nu ieși din casă, nu mă și dispar ca măgari în ceață. Pă tu ești pocăit, tu ești un sfânt, tu trebuie să lași pace în urma ta în toate, mărit să fie Domnul. Dar atunci, sufrământarea mea, n-am putut zice nimic. Și am venit și mă tot întreba și n-am putut zice nimic. Dar în cele din urmă, cineva bate la portița mea afară, în stradă. Du-te, Vasile, vezi cine -i. Când mă duc acolo, erau trei frați din Sibiu. Frate, o zi, te repede și vină, că ne-au promis fratele cu tare și de un ceas acum au zis că nu poate veni. Și am fugit repede după mea tale. Vasile, nu te mai dui noapte, imediat, tu mâine merg la lucru. Păi ce să fac? Mă duc? nu și m-am dus cu ei. Când m-am dus cu ei, nu s-au zis să Sibiu, Iosif. Conduce tânărul Bijboa, că era tânăr atunci. Când mă vede că intru, hai repede, hai repede, hai repede, uite aici am citit. Bine, și eu mă pui un pic pe genunchi, mă rog, două, o tri cuvinte, mă scol, încep să predic, nicolodie în din spate un bărbat să ridică și ridică mâna sus. Am înțeles că are ceva de spus. M-am oprit vorbește câteva cuvinte în altă limbă și strigă. Bărbatule, care ai vrut să știi dacă numele tău e scris în carte sau nu, să știi câtă vreme vei vesti cuvântul meu, câtă vreme vei umbla așa și așa, așa, numele tău din carte nu se va șterge. Amin. Mă ce minunăție! Dumnezeu știu când mă te valem. Dumnezeu știu cum am stat în amvon, Dumnezeu știu cum fugeam. O știu ce se întâmplă în mine. Și mi-au răspuns din locurile prea înalte. El te vede. El te aude. El te cunoaște. Haleluia! Mărească-i să numele. Dar tu poți crede asta? Că dacă poți crede asta, de azi înainte te vei păzi de păcătuire, de azi înainte te vei păzi de glume, de azi înainte te vei păzi de a da banii la jocuri de noroc și la adunare tu nu dai. La satana tu dai bani de te ca să mai poți băga acolo. Dar a acea parte din venitul tău care e a Domnului, tu nu poți da. Oare de ce, mă? De ce? Și Domnul s-a îndurat de tine, te-a chemat la sfânta pocăință, te-a îngăduit să faci un legământ cu el, ai cerut să o da Duhul Sfânt și tu tot un copil rebel ești? Îndreaptă-ți purtarea! Tu tot pe internet te uiți la toate minunile încât mintea ta, inima ta îi mânjită de satan și de lucruri scârboase la care te-ai uitat acolo și toți hormonii s-au răscolit în tine. Pe păi ce i de făcut, fraților? Apostolul Ioan zice, copilașilor, să nu păcătuiți! Ați auzit că este un ochi care te vegează, mărească să numele Domnului. Și apoi o altă treabă pe care vreau să o știți, asta mi-a venit acum în minte, de multe ori, mulți frați, surori, când fac câte o năzbâtă din asta, apoi n-au liniște, n-au pace, apoi să roagă și în rugăciune spune, Doamne, știi că eu am făcut așa și așa, așa, Doamne, mă mărturisesc, ie Doamne, dar Dumnezeu nu vrea să ia aminte la așa ceva, mă. ce i spui tu lui Dumnezeu, ce el a dormit când -o ai făcut minuni? El nu a fost treaz atunci, el nu te-a văzut, ce i spui tu? Aia nu-i mărturisire, te înșel, citind cuvântul. David a zis, eu mi-am mărturisit Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Și să știți că cine își mărturisește Domnului fără de legile și păcatele iertat. Dar mărturisește-le ca David. Nu cum te tu. Cuvântul Domnului în Iacob ne spune frumos pe ce cale să facem mărturisirea? Mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții. Dar nu vrei să-L pui pe Dumnezeu să se roage pentru tine. El s-a rugat în 17 Ion. Tată! pentru ăștia pe care mi-ai dat, pentru ei mă rog, nu mă mai rog pentru lume. Dacă nu ești în legământ cu Domnul, dacă mamica pe care o iubești nu vrea să se boteze, dacă tăticul nu vrea să se boteze, dacă fratele nu vrea să se pocăiască, Domnul Iisus nu se roagă pentru ei. Nu se roagă pentru ei. Pentru ăștia mă rog, vrei să se roge Iisus pentru neamul tău? Postește, rogă tu, spune lui Dumnezeu de toți ai tăi și apoi spune-le și lor de Dumnezeu. Și luptă-te să se pocăiască ca rugăciunea lui Iisus să cadă și asupra lor. Dar Domnul Iisus nu se roagă pentru păcatele tale numai dacă te mărturisești, numai dacă vine înăintea Domnului în smerenie. În momentul când eu fac un păcat, între mine și Isus se pune un zid. Nu? Și zidul ăsta eu nu-l pot dărâma singur. Îmi trebuie ajutor. Și atunci apelez la un lucrător, uite ce am pățit, uite ce am făcut. Și ăla trebuie să simtă ca și cum el ar fi făcut păcatul. Să se roage pentru iertarea ta. Și el să simtă și tu să simți. Am văzut atâția inși după mărturisire. Trebuie să-l tind de bucurie, cântând, fiind așa plin de veselie. Măriți să fie Domnul. Dar n-am văzut din ăștia care să mărturisesc în taină îi spui lui Dumnezeu, azi îi spui, mâine ești condamnat, peste un an ești condamnat, zece ani de trăiești tot condamnat și păcatul ăla nu spuge din minte. Dar fă pe calei cum trebuie, mărturisește-te la un lucrător, el să se roage pentru tine și vei fi salvat. Glorie Domnului! Când să te mărturisești? Când vii la ungere, vai, să te mărturisești. Mă, nu-i bine așa! Când e cina Domnului, vai să te mărturisești! Dar până acum câți ani ai purtat pe satana în spate? Câți ani? Păi când faci un păcat, atunci scapă-te de el! Nu după ce se înrădăcinează în tine și te coace și te lipsește de har și de dar! Tu nu te mai poți ruga la un moment dat, nu-ți mai vine să citești Biblia la un moment dat, nu-ți mai vine dor de adunare, apoi tu vii totdeauna târziu la adunare, că nu te atrage inima, mă. Păi de ce? Există ceva gunoi acolo, de la afară, măriți să fie Domnul Iisus. Oricum, timpul s-a dus dar n-am apucat eu să vorbesc tot ce s-o din salmul ăsta, măcar că e tare bogat. Slăviți să fie, Domnul! Uite și aici un verset. El a pus capăt războaielor până la marginile pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc de război. Opriți-vă! și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Cine-i Domnul oștirilor? cine e la? Cum zice în Salmul 24? Porți, ridicați-vă capetile, ca să intre împăratul slave. Dar cine e la împărata slave? E domnul știrilor. Păi cine e ăla? E Iisus! Mărească-i să numele! Niciodată ortodoxia, rest, o teologia lor, spune că când s-a întors Isus de pe pământ în cer, a zis să se ridice porțile ca să intre El. nu, nu, nu cade, nu e așa. El loc, nu-i așa. Păi de ce? Iisus în cer a fost cunoscut. Isus din cer a venit. Iisus este căpetenia oștirilor cerești. Nu? Cum nu l-au cunoscut? Dar nu l-au cunoscut locuința morților. Nu l-au cunoscut Hadesul. Și atunci el a forțat și a intrat la ei și-a vestit moartea și învierea între cei ce au murit chiar și înainte de potop, așa i-a făcut ca și cum ar trăi în trup și le-a povestit ce s-a întâmplat, le-a povestit prorocilor care au vorbit despre așa ceva. S-a întâmplat evenimentul. Eu am fost cel care am luat asupra mea păcatele întregii lumi, dacă credeți, puteți fi salvați. Și cei ce au crezut, ne spune în Matei, că au înviat. Și s-au arătat multora în Sfânta Cetate și apoi s-a deschis locașul care n-a fost deschis până atunci despre care Domnul a zis, mă duc să vă pregătesc un loc. Și s-a deschis că a fost pregătit, gata, locul o fost făcut din, la întemierea lumii, dar n-a fost pregătit pentru noi. În schimb, cu moartea lui Isus, cu învierea lui, Isus a pregătit locul și toți care au înviat s-au dus la locul acela. Și noi când murim, dacă suntem sfinți, merem în locul ăla. Măriți să fie Domnul. Noi nu mai pribejim, noi nu mai suntem din acei care și după moarte diavolul să te poarte și vraci să te poată trezi și să vorbești. Nu mai un pocăit nu-l poate trezi nici cel mai cumplit vrac. Nu-l poate trezi și o să-ți spună dacă întreabă cineva despre un pocăit, nu-i la noi. Nie îmi spune că el e viu. La noi, în cataschifele noastre, nu-i numele ăla. Noi ne spune că e viu, fiindcă pocăitul nu moare. El trece din viața asta la viața viitoare. mărit să fie Domnul Isus. În felul acesta, noi, când murim, sufletul nostru să și duce la locul pregătit de care a vorbit Ioan de acum încolo, de la învierea lui Isus încolo. Ferice de morți care mor în Domnul că ei s-o odihni. Dar de ce al nu se garantează odihnă? Sunt duhuri ale celorlalți care nu se odihnesc. Sunt așa ceva. Și acum n-am vreme să vă spun date precise ca să vedeți. Dar pentru cei neprihăniți, cum s-a întâmplat cu Nițu din Turda, el a murit mergând pe drum prorocind pe la ruși, aproape de Hațăi s-a înturnat cu el și când s-o ia la spital la Călanul Nou, Ondra și-a sărit din mașină și-a făcut cu mâna din mașină în mașină, a fugit la sora Rozalie și fratele lazer în Borhan. Când a sosit aici pe drum, atâta s-a frământat, atâta s-a speriat, că el stătea cod la cod pe aceeași băncuță, într-un după șofer. El a prorocea și deodată n-a mai gătat fraza ăsta gândit, are o vedenie, cum făcea o Andra, Şi, aleluia, aleluia, mă, dar pe toți strigă aleluia, Asta nu mai e ce nimic. Deschide ochii, pune mâna pe el, el e mort. Gata, spaimă mare, venind către Borhanci, Cluj, tot asta este stătea în cap. Nu mă mai duc niciunde, pe dacă așa, mă, pe nu mă mai duc niciunde. Dar când se pleacă aici pe genunchi, nu strigă Duhul spun prin sora Rozalia. ei ție nu ți-o să -ți vremea să-ți întrerup cărarea. Dar cât despre cel de lângă tine, sufletul lui, o și a ajuns la mine. mărească să Domnul! Ăsta n-a ajuns de la Călan în Borhanci și sufletul lui Nițu au ajuns în locurile prea înalte la Dumnezeu. Glorie Domnului Isus. Măi, trebuie să închei acum, că de nu mă vorbate frații ăștia. Da, slavă Domnului, că eu odată am mai bătut într-o adunare, dar cei drept am bătut caprele. Ca așa, ca așa, că nu știu ce, dar s-au supărat unii din cei ce conduceau acolo, că și nevestele lor să vede erau așa. Și atunci, mă certa, nu, nu. Dar unul zice, așa trebuie, Hozane, tu bătu caprele și țapii te bătu bătut pe tine. Ha,